Fostul comisar șef al Inspectoratului de Poliție al județului Constanța, Liviu Chesnoiu, este cel care a adus primul aparat poligraf în România și l-a folosit în cele mai dificile anchete. Este ontologic și metafizic, că a sucut filozofia, deci din punct de vedere ontologic și din punct de vedere metafizic, este primul detector de minciuni din România. De ce ontologic? Pentru că e cronologic, primul, particular, și metafizic, pentru că eu zic că e cel mai bun din țara asta. De ce e cel mai bun? Pentru că eu am răbdare, nu mă lau că sunt eu geniu, că nu geniu, dar am răbdare să fac 5 teste, da? Am răbdare să dureze vreo 3 ore testare. Dacă e mai complicat, stau și mai mult. Eu nu mă grăbesc aici și am cel mai mic tarif din România. E 3 milioane. Deci i-am terminat pe toți cu concurența 3 milioane de căciule testare. Pentru că principiul meu este un leu mereu. Nu le iau toți banii, da? Deci asta e problema. Și acest aparat are o acuratețe maximă. Pică pe adevăr 99,8%. Liviu Chesnoiu a condus laboratorul de detecție al comportamentului disimulat din cadrul IPJ Constanța și în cei peste 20 de ani de carieră s-a dovedit, pe lângă un bun expert poligraf și un excelent psiholog. În întreaga activitate a dat dovadă de devotament și pasiune. Nu exagerăm. Deci sunt și eu un meserieș. Păi nu e o meserie, tocmai asta, că mie nu mi se pare a fi o meserie, pur și simplu, o meserie... E o profesiune, hai să o privim așa, e o profesiune unde trebuie să ai niște aptitudini, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu oricine crede că poate să facă chestia asta. Trebuie să ai un temperament flegmatic, trebuie să ai o anumită zodie, să nu fii coleric, să... Cum a ajuns să fie cunoscut de o țară întreagă, dar mai ales cum a reușit să-i dămaște pe cei mai periculoși criminali, descoperim într-un interviu în exclusivitate pentru Litoral TV. Mâine la emisiunea Valoare și Declin, de la ora 20 și 30 de minute, Liviu Chesnoiu ne spune care au fost cele mai grele cazuri și ce proiecte de viitor are după pensionare.